Liceenii olteni au ieșit supărați astăzi din sălile de examen. Indiferent că au susținut proba la matematică sau la istorie, cu toții au declarat că subiectele au fost mai dificile decât la simularea bacalaureatului. Au fost subiecte acceptabile în comparație cu simularea, mai ușoare. Cred că singurul supun care ar ridica probleme ar fi ultimul, din punctul meu de vedere. Ce ați avut la ultimul? Noi nu știm. Am avut de calculat o integrală, de fapt să arătăm că limita ei când e întinde la infinit e zero. Mai grele sau mai ușoare decât la simularea? Mai grele. Mai grele? Da. Care a fost subiectul? Evul mediu și România la început modernizației. Ce a constat, practic, dificultatea subiectului? Nu vă așteptați? Nu, nu ne așteptam. Mă așteptam la stat român modern, sincer. Cum a fost? A fost bine. Am avut statul modernizarea nevul mediul și a fost bine. Te așteptai la subiect? Nu. Mă așteptam la ceva ce mă credeam eu că știu mai bine, cum ar fi Constituțiile sau alte statul român modern. La ce notă te aștepți? Cred că undeva 8, sper. Mai grele sau mai ușoare decât la simulare? Puțin mai grele decât la simulare, dar nu cu mult. Care a fost subiectul care ți-a ridicat oarecât ce probleme? Cred că subiectul 3. Ce ați avut? Integrale, în principal, și derivate. Profesorii susțin și ei spusele elevilor cu privire la nivelul de dificultate mai ridicat decât la simulare. Potrivit acestora, subiectele mai dificile vor face diferența între elevii foarte buni. Nu sunt de specialitate, dar judecând după reacțiile copiilor, au fost într-adevăr un pic mai grele, a fost nevoie de mai multă atenție din partea lor și da, le-au pus un pic mai multe probleme. În principiu echilibrate, în nota subiectelor din anii trecuți și în nota subiectelor din testele de antrenament. În principiu au fost accesibile, mai ales la subiectul 1 roman și subiectele 2 roman, 3 roman, punctele A, B. A existat și un subpunct cumva scos din șablon, care provoca puțin creativitatea. Se pare că aici se va face cumva diferența între elevii care vor obține notă maximă și cei care vor fi între 9 și 10. Ca și la prima probă, au fost sute de elevi care au absentat de la această probă a examenului de maturitate. Cei mai mulți dintre cei care nu s-au prezentat urmau să susțină proba la matematică. Pentru proba a doua, EC, unde elevii au susținut matematică respectiv istorie, s-au înscris 2455 de elevi, au absentat 185, din păcate, prezentându-se 2270. Cei mai mulți au absentat de la matematică sau de la istorie? De la matematică, de la Liceul Tehnologic Danubius Corabia, avem 148 de înscriși și 68 de prezenți, deci au lipsit 80. Liceenii vor susține mâine ultima probă a examenului de maturitate. La proba la alegere a profilului și specializării, liceenii au avut de optat dintre mai multe materii: fizică, chimie, biologie, economie, logică și altele.